Multă și înțeleg că o să se adune și mai multă mâine că e sărbătoare și românul iese din casă când e sărbătoare după ce merge la slujbă. S-ar putea să fie chiar cea mai bună ediție de până acum a târgului ca și organizare. Mașinile au fost parcate într-un singur loc, standurile sunt dispuse mult mai bine clar decât anul trecut și lumea pare să aprecieze și spectacolul de pești. Primul rând doresc să spun Hristos a înviat tuturor botoșunenilor. Să le mulțumesc că au răspuns pozitiv invitației de a participa cu exponate de animale, cu produse tradiționale, cu terase la acest târg. Cred că eu împreună cu echipa care a organizat acest târg, deocamdată așteptăm să vedem dacă cetățenii sunt mulțumiți. După o primă analiză, sperăm că într-adevăr va fi un târg reușit. Și în final cetățenii vor aprecia pozitiv sau negativ. Multe forțe de ordine. Odată poliție rutieră, poliție locală, jandarmi care în drum au și șoferii unde să parcheze și oamenii unde să intre accesul. Deci oricum, clar o organizare mult mai bună anul ăsta. Având în vedere că e un târg care așteaptă vizitatori numeroși, trebuie să fim bine organizați pentru că, în primul rând, din punct de vedere sanitar-veterinar, este pentru prima dată când avem aici 7 inspectori sanitari-veterinari care supervizează, supraveghează toată activitatea care se desfășoară aici. Avem friguri bine dimensionate ca să nu creăm lucruri neplăcute cetățenilor, să consume ceva și să ajungă la spital în loc să ajungă acasă. S-a vrut, domnule președinte, neapărat un tur politic, da? De aceea au fost făcute invitații tuturor celor din spectrul politic botoșenan. Deci inclusiv PSD-ului, dincolo de discuțiile care au existat săptămâna asta. V-ați bucurat de prezență din partea colegilor de aici? Noi de la început nu am gândit acest târg politic, dar având în vedere că pe lângă calitatea pe care am avut-o de parlamentar, pe lângă calitatea pe care o am acum de președinte la Consiliul Județean, sunt și membru a unui partid politic, asta nu pot să ascund și cetățenii cunosc lucrul ăsta, dar nu doresc să politizez. Nu am dorit astăzi să politizăm, să ne urcăm pe scenă. Mâine la orele 13 voi interveni eu cu mesaj pentru cetățenii din județul Botoșani și specialiștii din agricultura județului, foarte scurt, ca să nu plictisim cetățenii, să lăsăm să aprecieze ei, să viziteze acest târg. Domnule președinte, în final nu pot să nu observ portul dumneavoastră popular. Sunt dintre subordonați care v-au urmat exemplu. Domnul Șudele s-a conformat din prima zi. Nu cred că trebuie cineva să-mi un subordonat de-al meu să urmea exemplu. Dacă dorești, poate să poarte portul nostru frumos. Eu port acest port la târgurile pe care o să le organizez la nivelul județului și la nivelul fiecărui comune, la zile de sărbătoare, pentru că simt nevoia de readucere la nivelul județului Botoșani a tradiției noastre, a produsele noastre tradiționale, pentru că am fost un județ care am respectat aceste lucruri și în ultima perioadă am neglijat total și nu cred că este un lucru bun pentru județ să fugim de rădăcina noastră, de tradiția noastră. Vreau și voi milita să aducem la nivelul județului Botoșani această tradiție frumoasă care am avut-o de-a lungul anilor.